Salut și bine ai venit la Gânduri cu Tâlc! Sunt Camelia Tița, prietena ta, și la Gânduri cu Tâlc astăzi o să continui cu acele metode, acele mijloace prin care putem să ne îmbunătățim imaginea de sine. Și dacă ți-am dat câteva până acum, astăzi o să continui prin a-ți spune lucrează binele. Fă bine în jurul tău cât de mult poți. Pentru că te asigur că pe măsură ce tu vei deveni mai bun, din ce în ce mai bun la asta, la a lucra binele, la a-ți ajuta semenii, și nu mă refer aici numai la familie, pe care oricum îi ajutăm, că stai noștri și nici dragi, și indiferent ce fac, câte prostii ar face și câte greșeli ar face, sunt ai noștri, cel puțin așa ar trebui să gândim, da? Nu mă refer numai la familia noastră, ci mă refer la oameni în general și la influența noastră pe care putem să o avem din ce în ce mai largă, lucrând binele în jurul nostru. Gândiți-vă că fiecare dintre noi suntem exponenți, suntem modele și exemple. Și pe măsură ce noi facem lucruri, ele sunt urmate, ca să zic. Să știți că nimic nu se compară cu mulțumirea, cu recunoștința din ochii oamenilor pe care îi ajuți, și eu vă spun din experiență personală, pentru că știți că am 3 copii și 4 nepoți, în ultimele proiecte pe care tot le-am derulat de voluntariat, mi-am luat familia aproape și copiii mei participă la aceste proiecte prin contribuția lor personală. De asemenea, nepoții i-am luat să ne ajute la împachetat, la pregătirea pachetelor și ce am avut noi de făcut acolo, și credeți-mă că efectele s-au văzut. În momentul în care tu îți dai seama că, uite, tu poți să faci ceva semnificativ în lume, prin gestul acela mic, așa cât poți tu să-l faci, da? Dar crede-mă că gestul mic, care pentru tine poate nu înseamnă mare lucru, pentru altcineva poate fi imens sau poate chiar tot ajutorul pe care l-a primit cândva. Nu uita asta. Și este o metodă de îmbunătățire a stimei de sine, a imaginii de sine, excelentă. Fă asta și o să vezi cât de mult respect o să primești în schimb din partea ta, din partea celor dragi ție și din partea tuturor. Te pup și să ne fie de folos!